Deputat pro tem de pone. Puta. Opțiu, instrucția. Bună seara sau bună ziua! Eu nu pot, eu ești Chivaru. În momentele următoare o să avem un mic scenariu de luptă. Egy kis harc jelenet következik. Așa cum am spus, instrucția în armata romană este una deosebit de grea și de severă. Ahogy korábban említettük, a római hadseregben a kiképzés nagyon nehéz és szigorú volt. Cei care instruiau și cei care comandau unitățile de auxilii, azok, akik a segédcsapatokat vezették, erau de obicei foști ofițeri romani care au fost dislocați din legiuni. Azok a légióból leszerelt korábbi tisztek voltak, și de câte, au fost câteva situații când s-au comportat foarte urât cu acești auxiliari. Și în timp nagyon szigorúan bántak ezekkel az egykori segédcsapatok katonákkal. Dacă nu din alte considerente, hanem más szempontból, csupán azért, doar pentru că nu erau cetățeni și nu erau latini. Azért, mert nem voltak latinok és nem voltak római állampolgárok. Comenzile erau în limba latină, a parancelor latinul voltak, care vă dați seama că nu întotdeauna erau înțelese de acești auxiliari. Nem biztos, hogy könnyen értetőek voltak a segédcsapatokat szolgáló katonák számára. Câteodată, ca răspuns la cruditatea ofițerilor romani, a római parancsnokoknak a szigorúságára válaszként, aceste auxilii câteodată se răsculau, időnként felfellázottak. Și își luau prizonieri și stau și ucideau ofițeri. És hát volt, mikor csak túlzókat vettek, de volt, mikor megölték a saját parancsnokaikat. Și atunci interveneau legiunile care să calmeze spiritele. És akkor a légió feladata volt ezeket az elszabadult indulatokat megfékezni. În cele ce de urmează, acest scurt scenariu va reda un asemenea moment. Az elkövetkező jelenet ezt fogja bemutatni. Și au fost asemenea cazuri reale în istoria Imperiului Roman. És hát volt számtalan példa erre a római történelemben. Cel mai famos fiind răscoala batavilor. A leghíresebb talán a batavoknak a lázadása volt. Care a sculturat destul de puternic încrederea romanilor în auxilii. Ami keményen megkivérezte a bizalmat, amit a rómaiak a segítcsapatokba vetettek azután. Bineînțeles că după pacificarea cu ghilimelele de rigoare, amiután sikerült valahogy pacifikálni a helyzetet, situația a fost restabilită, bineînțeles, în favoarea Imperiului. Visszaállt a rend a Róma birodalom rendje szerint. Vă mulțumesc, köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nomen! 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 Arma compone! Arma compone! Arma compone! Și la capere! Scuta! Mai repede! Ove! În față! Ove! Linea asta! Retro! Retro! Spate! Retro! Da! Gladiu strinse! Gladiu! Anumerus percute! Anumerus percute! Parati! Manata captată! Retro! 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 Yeah!
Barátti! Arcus utána! Kove! Orda formáte! Kove!
sunt lector universitar Fabian István, coordonatorul acestui workshop de arheologie provincială romană. Ne aflăm în momentul de față în Principia, în comandamentul castrului de legiune a 5-a Macedonica, un castru de legiune care are 22 de hectare și face parte din castrele de mărime mijlocie de pe cuprinsul Imperiului Roman. Legiunea 5-a Macedonica vine în provincia romană în contextul războaielor marcomanice din 168, iar castrul este terminat în anul 172. Ne aflăm în comandamentul castrului, practic zona de maximă importanță pentru această bază militară, dacă considerăm castrele romane ca fiind niște baze militare, unde se află de obicei cantonat o legiune, deci aproximativ 6.000 de oameni. În comandament vorbim de un șir de clădiri monumentale, înălțime de 10-12 metri. Ne aflăm în momentul de față exact în Basilica Comandamentului, deci în inima comandamentului, în inima castrului roman, unde se afla printre altele tribunalia și unde se afla cel mai sacru simbol al legiunii, și anume Aquila Imperială, care reprezenta practic întruchiparea Romei, a Imperiului Roman. Acest comandament are o întindere de 0,89 de hectare și cuprinde prin monumentele, prin clădirile ei, o serie de birouri în stânga și în dreapta intrării monumentale în Principia, respectiv în pe laturile nord și de sud armamentaria, deci depozitele de armament. Este o săpăturile la acest obiectiv a început în anii 1970, după care a fost reluat în anii 2008 și 2009, urmate, bineînțeles, între timp de masive lucrări de reconstrucție și de repunere în circuitul patrimonial și artistic. Aici au fost descoperite o serie de artefacte aparținând, bineînțeles, epocii romane, provinciale, dar și epocii migrațiilor, știind fiind că după retragerea aureliană, acest castru va fi folosit de diversele grupuri de migratori ca și bază. Dacă Principia este inima militară a unei legiuni și a unui castru, acum ne aflăm în inima vieții sociale a castrului roman și poate într-una din clădirile cele mai reprezentative pentru cultura clasică greco-romană, și anume termele sau băile. Termele în cultura romană nu sunt doar simple locuri de igienă, unde soldații romani făceau diferite exerciții fizice, cum ar fi cele din palestră, sau făceau baie cu apă caldă și rece, pentru că vorbim încă în perioada respectivă de asemenea cuceriri, între ghilimele, ale tehnicii, ci sunt locuri de socializare. Este locul sau sunt locurile unde Roma, iarăși, ca idee imperială, se impune în viața socială a soldaților. Este un loc unde, în afară de aspectul strict social, este locul de circulație a ideilor din tot, de pe tot cuprinsul Imperiului Roman, dacă avem în vedere faptul că soldații erau recrutați din diferitele provincii ale Imperiului. Și până la urmă este locul poate cel mai spectaculos din castrul roman, din istoria arheologică a castrului roman. Cercetările arheologice au început aici în anul 1992 și au continuat până în anul 2006. Așa că o paranteză, aici au început cariera, sau să spunem așa, activitatea de colaborare între fosta Universitate Petru Maior și Universitatea Babeș-Bolyai în vara anului 1995, când prima generație de studenți și-au făcut practică arheologică în termele de la Potaissa, de la Turda. O practică arheologică care de-a lungul timpului s-a transformat într-o adevărată pepinieră de
absolvenți de istorie, vorbind la, chiar la nivel de masterat și doctorat, și care să sperăm că și pe viitor își va arăta, își vor arăta sau își va arăta roadele. De la UMFST, specializarea istoriei, anul 3. Am ales să particip la workshopul de arheologie romană de la Turda, pentru că mă atrage foarte mult domeniul arheologic și în viitor cel mai probabil o să aprofundez acest domeniu. În aceste zile am descoperit foarte multe lucruri, printre care și un acoperiș roman, îl puteți vedea în cadru. Chiar azi am descoperit și primul craniu din acest sit arheologic, primul craniu uman descoperit aici, și doresc să revin pentru a aprofunda cercetările într-o viitoare aplicare în domeniul arheologic. Vă recomand această experiență pentru că arată partea practică a istoriei și vă poate deschide o nouă perspectivă asupra unor cercetări viitoare. Deci, bună ziua, sunt Roșca Vasilica, sunt studentă la specializarea istorie din cadrul UMFST și am ales să vin la workshopul de arheologie de la Turda, deoarece am vrut să pun în practică lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul anului la cursuri. Recomand viitorilor studenți să vină la viitoarele campanii arheologice, deoarece au șansa să găsească diverse obiecte care mai târziu pot să intre în patrimoniul muzeelor. Da? Suntem pe șantierul arheologic Potaisa. Săpătura de anul ăsta se desfășoară în zona așezării civile, în Canabe, unde din 2017 și până astăzi s-a descoperit o locuință civilă, o construcție cu două faze de existență, care reflectă evoluția locuirii civile în apropierea castrului, respectiv o fază de după 170 până în epoca severiană și o fază târzie, mai vizibilă astăzi în ruinele pe care le descoperim, din epoca anarhiei militare. Studenții de la Târgu Mureș și de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj își desfășoară aici activitatea de practică, cercetând zona nordică acestei locuințe, care urmează să o decopertăm integral în campaniile viitoare.